Un pasaj uitat din Constanța a prins viață în această vară grație unor tineri talentați care au început să-l vopsească acum 2 luni. Acum elevii de la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța au continuat munca pe care au făcut-o artiștii din Bacău. Și am găsit această oportunitate să vin și să pictez tot acest pasaj, să readuc la viață și să ofer oportunitatea tinerilor să se implice un pic în acest oraș. Iar picturile din pasaj nu sunt întâmplătoare, toate cuprind povești ale Constanței. Am început cu marea, normal. De acolo am pornit cu speciile pe calea de dispariție, care sunt pe pereții respectivi, și pe lângă asta și pompe de petrol, care dăunează foarte tare mediului. Ruinele, fostul casino. Elevii de la Colegiul Național de Arte Regina Maria s-au înarmat cu pensule, cutii de vopsea viu, colorată, trafalete și multă imaginație. Pictăm pereții aceștia de la gară și noi suntem grupa de design de la Colegiul Național de Arte. Cum ți s-a părut ideea asta? Mi s-a părut o idee foarte interesantă și inovatoare. Constanțenii văd cu ochi buni inițiativa tinerilor. Foarte frumos, mai ales pentru copii, chiar îi încântă. Da, mi se pare o idee super, atâta timp cât oricum este un loc uitat de lume, să zic așa, și orice renovare, să zic, este o idee foarte bună. Autoritățile locale au în plan organizarea unor concerte de stradă, dar și expoziții de fotografie sau de artă. În plus, acum pasajul are și un paznic.